Deșteptarea. Caz revoltător ridicol. Cu testele antidrog ale poliției rutiere, este vorba despre Vatmanul tramvaiului în care a intrat o mașină în București. Accident care s-a soldat, din păcate, cu moartea șoferului. Ei bine, a vuit presa atunci că Vatmanul ieșise pozitiv la testul rapid antidrog făcut de poliție și zero la alcool test. O situație puțin credibilă dintr-un început. Parcă și vezi Vatmanul cum trage pe nasul linie de cox la 4 dimineața când intră săracul în tură, ca să fie vesel când trage de manetă. Și câteva zile mai târziu a venit și rezultatul serios de la IML. Evident că Vatmanul nu era drogat, ci doar luase un medicament comun pentru răceală. Și ăsta este al nu știu câtelea caz de acest gen. Testările antidrog ale poliției rutiere sunt o glumă proastă, dar MAI dă înainte cu aceste proceduri completamente imprecise, care pun însă în situații deosebit de complicate victimele rezultatelor fals pozitive. Căci despre victime vorbim aici, oameni obișnuiți care se trezesc incriminați degeaba de autoritățile statului român. E bine, după acest ultim scandal, ministrul de interne Cătălin Prădoiu a declarat că ar dori o lege prin care să se precizeze tipurile de medicamente care, dacă sunt luate, atunci persoanele să nu aibă voie să se suie la volan. Și în același context, ministra Justiției Alina Gorghiu a declarat că nu se pot stabili niveluri de siguranță pentru substanțe, pentru că ar fi vorba de mii de substanțe psihoactive și, se înțelege, ar fi prea complicat. La telefon este medicul psihiatru Eugen Hriscu, specialist în domeniul dependențelor de droguri. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Așadar, iată, poliția insistă cu aceste... Mă rog, asta e legea. Da, insistă cu aceste teste care dau rezultate atât de bizare. Ministerul Justiției refuză să ia în considerare praguri de siguranță pentru anumite substanțe și domnul Prădoiu ar vrea să fie o listă cu medicamente care nu pot fi luate dacă vrei să și conduci. Cum vede, care este ieșirea din această situație? În primul rând, ar trebui să condamnăm foarte puternic declarația domnului ministru Prădoiu, care propunea efectiv interzicerea anumitor medicamente. Nu cred că soluția este să interzicem medicamente, mai ales nominaliza dumnealui tratamentele antidepresive. Este de-a dreptul irresponsabil și aproape criminal să propui interzicerea acestor medicamente. Asta ar presupune că oamenii ar avea de ales între a-și continua un tratament antidepresiv și a conduce. Nu, că, numai o secundă, domnule doctor. Ministrul Prădoiu, ca să fim corect până la capăt, dânsul nu spune că ar trebui interzise medicamentele, ci ar trebui spusă că ar trebui interzis șofatul în cazul în care e astfel de medicamente, doar că, știți, sunt medicamente care dau rezultate pozitive dacă ei dale de răceală, pentru răceală și gripă sau anumite picături de nas. În mod evident că nu ești drogat dacă ei spui picături în nas, dar ești pozitiv la testele astea. Mi se pare extrem de important să subliniem faptul că oamenii trebuie să poată să-și continue tratamentul și să-și mențină carnetul. Și, de fapt, situația este complet inversată în restul țărilor europene. Practic, nu ai voie să conduci dacă nu ții tratamentul, pentru că oamenii, de exemplu, cu depresie, care nu și-au tratamentul, sunt mai degrabă un pericol la volan din cauza lipsei de somn, din cauza capacității reduse de a face față sarcinilor la volan. În ceea ce privește celelalte tratamente și de asemenea în ceea ce privește drogurile ilegale, bineînțeles că putem să stabilim niște praguri. Mi se pare ciudat cum niște oameni care nu au absolut niciun fel de pregătire medicală ajung să propună chestiuni care țin de zona medicală. Și aș vrea să vă dau un exemplu apropo de cazul Vatmanului de care ați amintit adineauri. În cazul acelei persoane, rezultatul a fost, se pare, fals pozitiv. Adică persoana aceea nu consumase nimic decât un tratament care a confuzat, ca să zicem așa, testul poliției. Dar dacă Vatmanul ar fi mâncat un covrin cu mac, ar fi luat un tratament care conținea o cantitate foarte mică de efedrină, de exemplu, cum este, sunt unele cu ibuprofen, răceală și gripă, da, ar fi avut o cantitate infimă de substanță în sânge. Deci ne-am fi aflat într-o situație atunci mult mai gravă și complicată, în care un om risca să fie acuzat, conform legislației actuale,
de omor având substanțe psihoactive în sânge, dar aceste substanțe ar fi fost 0,001 nanograme pe mililitru sau cantități atât de mici încât, dar nu zero. Și trebuie să subliniem faptul că aparatele moderne sunt capabile să surprindă cantități extrem de mici de substanță care nu au niciun efect asupra psihicului și de aceea avem nevoie de aceste praguri. Nu ca să facilităm șoferilor drogați condusul, Doamne ferește, ci pentru a putea să facem diferența între niște urme de substanță aflate accidental sau rezidual în corpul uman și persoanele realmente intoxicate. De fapt, totul se reduce la a stabili dacă o persoană care șofează se află, așa cum este formularea și legală, sub influența drogurilor, sub influența substanțelor psihoactive. Deci dacă este în incapacitate de a șofa și nu doar dacă are în sânge niște concentrații în proporții extrem de reduse de anumite substanțe, cum ar fi, de exemplu, cum ați observat și dumneavoastră, efedrina sau pseudoefedrina din diverse medicamente care sunt comune. Există posibilitatea pentru un stat modern să stabilească care este pragul de concentrație în sânge a acestor substanțe de la care persoana respectivă se află sub influența drogurilor și în imposibilitate de a șofa? Sigur că da, nu inventează domnul Predoiu acum legislația în domeniul circulației rutiere și suntem în măsură să ne inspirăm din legislația altor țări. Practic ce avem nevoie, pe de o parte, să stabilim niște limite care să poată să diferențieze între oamenii care au luat, să zicem, ieri o codeină sau oameni care, să zicem, au fost la Amsterdam acum o săptămână și au fumat cannabis și s-au întors în țară și încă e posibil să mai aibă niște urme de substanță în sânge. Deci avem nevoie să stabilim aceste praguri care să facă diferența între micro cantități care nu mai au niciun fel de influență asupra condusului și intoxicația reală. Și apoi avem nevoie să introducem opinia medicală. A fi sub influență este ceva ce se constată de către medicii legiști ca urmare a unor evaluări clinice. O ultimă întrebare. Datele oficiale privind eficacitatea acestor teste făcute în 2023 de polițiștii rutieri, mă refer la testele rapide, da? Pe baza cărora se fac aceste comunicate, se află că vatmanul era drogat și după aia nu era drogat, mă rog. Deci, datele oficiale indică o rată generală de infirmare de 38%, adică 38% din cazuri nu au fost corecte. E vorba de peste 1000 de persoane incriminate în falz de poliție. Și, în anumite situații, rata este uriașă. Adică, iată, o rată specifică de infirmare de peste 80% în cazul amfetaminelor. Date publice ale Consiliului Superior de Medicină Legală. Domnule Hriscu, cum comentați dumneavoastră această situație? În primul rând, aș vrea să informez opinia publică și ascultătorii dumneavoastră, poate nu știu, dar anul trecut au avut loc doar 3 cazuri de accidente autosoldate cu victime din cauza unor șoferi care au consumat droguri la volan, ceea ce face din această cauză fiind a 28-a cauză de deces la volan în România. Deci este o problemă creată și umflată pentru că suntem în campanie electorală și cineva are nevoie de un subiect care să creeze foarte multă emoție. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect și practic ce avem nevoie este să introducem corpul medical în această dezbatere. Aceste aparate despre care vorbim astăzi nu sunt niște aparate, sunt aparate relativ noi. Spre deosebire de aparatele pe care le-am folosit ani de zile pentru alcool, care sunt calibrate, unde există un consensus internațional cu privire la folosirea lor, acest consens nu există nici la nivel european, nici la nivel internațional și recomandările asociațiilor internaționale de metrologie spun ca fiecare țară să aibă o discuție privind calibrarea acestor aparate. Ori, din păcate, ce s-a întâmplat este că poliția română le-a scos din cutie și a început să le folosească. Și din acest motiv suntem astăzi în această încurcătură. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea medicul psihiatru Eugen Hriscu, specialist în domeniul dependențelor de droguri.
Deșteptarea